Corina Nos. Mulțumesc tare mult. Finalul încununează opera și azi am avut un final sau avem un final absolut senzațional prin prezența, eu știu, absolut excelentă și atât de frumoasă și atât de pătrunzătoare a scriitorilor și a poeților noștri. Se încheie cea de-a treia zi a bazarului diplomatic România-Republica Moldova. A fost bine, a fost mai puțin bine, să nu zic altceva. Rămâne să decideți dumneavoastră, cei care ați fost, ne-ați urmărit în aceste 3 zile. Dar ca să fie o amintire vie pentru cei care au participat azi, care au venit cu atâtea gânduri frumoase, cu ideea că totuși poezia și proza sunt medicamentele necesare pentru tratamentul tuturor bolilor, să citim permanent, să avem o carte la îndemână și vreau să ofer din partea ambasadelor, deci diploma ambasadorilor, semnată de doamna ambasador Andreea Pusternac, domnul ambasador Viorel Cibotaru, cu următorul mesaj pentru toți cei care au participat. Diploma ambasadorilor se înmânează doamnei Lilia Calancea, promotor al culturii și tradițiilor naționale, în cadrul primei ediții a Bazarului Diplomatic România-Republica Moldova, desfășurat în perioada 13-15 ani 2023 la Bruxelles, Universitatea Liberă din Bruxelles. Vă rog. Da. Radmila și-a luat în avans diploma ieri la ambasada României. Felicitări, doamnă, și încă o dată mulțumiri pentru prezență atât de frumoasă. Diploma ambasadorilor, doamnei Anca Mendrea, promotor al culturii și tradițiilor naționale în cadrul primei ediții a Bazarului Diplomatic România-Republica Moldova, desfășurat în perioada 13-15 mai la Bruxelles, semnată de ambasadorii Pâsternac și Cibotaru. Felicitări să fie, știți, și mulți ani înainte, și inspirație, da, și nouă multe ediții. Da, invers, așa, acum vă dau și pe dumneavoastră, o secundă. Ați luat deja. Vai de mine, scuzați, vă rog, cineva a luat deja și nu zice că a luat și ține secretul. Bun. Și încă un gând la final. Acest bazar nu ar fi fost posibil fără ideea pe care a lansat-o foarte, eu știu, foarte fulgerător, dar de fapt în cap foarte bine gândită de doamna prezentatoarea modei de ieri, da? Doamna Victoria, pe care o salutăm și azi și îi mulțumim. Îți mulțumim, Victoria, pentru insistență. Ești extraordinară. Da, diploma ați ridicat-o ieri, că eu m-am încurcat cu ele deja. Bun, mulțumesc mult. Da, și desigur vreau să spun mulțumesc celei care a fost atât de, eu știu, ospitalieră, cea care a făcut posibil aflarea noastră în această sală extraordinară. Doamna Alice Toma Plecăciuni, mulțumiri și îmbrățișări calde. Pe urmă le ai și în formă fizică. Vă Mulțumim mulțumesc. tare mult, Vă mulțumesc, tare vreau să mult. vă îmbrățișez cu toată dragostea. Chiar vă rog mult, da. Da, Vă mulțumesc mulțumesc. enorm. Este o fată extraordinară. Vă rog să știți, să o cunoașteți, să vă apropiați și să o îmbrățișați, pentru că a făcut un lucru absolut senzațional. Mulțumesc pentru tot, pentru tot. Cu Și toată vreau să o dragostea. salut Vă pe mulțumesc această tuturor. cale și pe o doamnă frumoasă care stă acolo în, nu știu, departe de noi, nu vrea să fie aici în față. Da, dar care, Emilia, fără munca ta nu ar fi fost posibilă organizarea acestui bazar. Emilia, plecăciuni. Eu am luat tare, avem tare multe de învățat de la tine, recunosc cu mâna pe inimă. Ești exemplu demn de urmat. Mulțumesc. Da. Da, vă rog. Iar eu, uitați, sunt aici să îi înmânez doamnei Liubovi Ciubotaru această diplomă care a însemnat-o toți cei care au participat la acest eveniment.
Și nu vreau să citesc asta pentru că este o diplomă pentru e o diplomă pentru dedicare, profesionalism, implicare totală, perseverență, omenie, caracter, generozitate, având curaj, tărie, drag de țară și de neam, crezând frumos și minunat. Din partea noastră. Mulțumesc foarte mult, eu nu am cuvinte, dar lacrimi de bucurie. Mulțumim foarte mult!